Salut YouTube! Numele meu este Sorin. Iordache Sorin. M-am gândit să dau drumul la un video și să-mi spun, de fapt să vorbesc despre perioada în care sunt, despre perioada asta în care trăim. Eu acum sunt pe drum, sunt pe autostrada București-Pitești. Îmi cer scuze dacă nu mă uit chiar în cameră, dar trebuie să fiu atent și la drum. Vreau să vorbesc, să-mi spun o părere despre ceea ce se întâmplă. Probabil mai mult ca sigur câțiva vor fi de acord cu mine, câțiva nu, pentru că na, așa suntem noi, omenirea, suntem diversi, înțelegem diferit, avem păreri diferite, gândim diferit. Perioada asta în care trăim acum, virusul, criza, perioadă rea pentru unii, bună pentru alții. Repet, este strict părerea mea, nu e... N-am citit, nu am vreo cunoștință, nu știu eu. Sunt conștient că părerea mea nu înseamnă adevărul, pentru că n-am de unde să știu. Este strict o părere. Perioada asta în care trăim, așa cum am spus, bună pentru unii, rea pentru majoritate. Noi, oamenii de rând, chiar și pentru unii mai bogați. Pentru că întotdeauna se întâmplă ca când se întâmplă ceva rău, cineva întotdeauna se trezește să poată să profite după cele întâmplate și ceea ce se întâmplă. Coronavirus sus, coronavirus în dreapta, coronavirus în stânga, oriunde te uiți, oriunde te citești, coronavirus. Văd pe internet, pe Facebook, pe diverse site-uri, pe internet, toată lumea își dă cu părerea, dar văd că de multe ori ne roade atât de mult, dar de unde a pornit corona asta? Dar ce te mai interesează? Și dacă ai ști ce îi faci? Tu, X, știi adevărul. Știu că de acolo a pornit din cauza lui Y și bă-ți manevre. Cu ce te-ar ajuta? În loc să ne menținem calm și în loc să avem grijă de noi și de familia noastră și în rest să nu ne frece grija oarecum cum îi văd, nu că a pornit de la niște lilieci, că a fost creat virusul, că a fost scăpat, că a fost că americanii au boală pe chinezi, că vai dragă, mai citeam pe un articol că nu știu ce contract sau înțelegerea ar fi fost între Italia și China acum ceva timp, în care din câte am înțeles, o înțelegere în care poate să China să-și desfășoare anumite lucruri și să poată să vindă niște chestii de marketing și afaceri între Italia și China. Bine. Și acest lucru pe americani ar fi deranjat și vai dragă, virusul a pornit în China, dar a explodat în Italia. Wow! Vezi? Da, e conform acelui acord. I-a deranjat pe americani și americanii au dat virusul. Că încolo, la ora cu tare, ei sunt în topul topului. Ei sunt cei mai acum necăjiți de virusul ăsta. Iarăși în legătură cu cifrele astea pe care tot se estimează și tot multă lume intră în panică, că ia uite câți morți,
Părerea mea este că se și umflă, se exagerează pe tema asta. Se joacă, sunt niște interese la nivel mondial. Interese ce înseamnă? Bani, aia avem tot interes. Și eu acum sunt pe autostradă, de ce? Că am o muncă, mă interesează. E muncă, muncesc. Că puteam să stau dracului acasă. Dacă nu aveam muncă, stai acasă. De ce ești pe drum? Păi eu unul nu ies hai hui prin oraș, sunt cu treabă, merg pentru muncă. Am 70.000 de adeverințe după mine în fiecare zi, dar se și speculează un pic, se joacă un pic pe tema asta cu coronavirus. Da, virusul există, am niște cunoștințe mai apropiate din Italia care au acest virus, deci virusul există, că se exagerează, că se umflă niște lucruri și niște chestii, ceva la mijloc e și se face lucrul ăsta. Acum poate lumea vor spune, păi da, dar se face lucrul ăsta și ne izolează prin simplu fapt ca să nu se răspândească virusul ăsta și când îi afectează cel mai mult pe cei în vârstă. Da, sunt perfect de acord că trebuie să stăm în casă, trebuie să... Nu neapărat că să stai închis în casă cu zilele, dar ieși afară pentru strictul necesar, da, pentru cumpărături, pentru în perioada asta este ok, încercăm să evităm zonele aglomerate, trebuie să ne protejăm. Într-un fel sau altul, lucrul ăsta trebuie să-l privim, ceea ce se întâmplă, trebuie să-l privim un pic, să zic eu, și ca o parte bună. Ne învață să fim un pic mai igienici. Noi nu suntem obișnuiți cu niște lucruri. Păi ce, domne, asta, mă, nuși când număr banii, bă, mă spăl pe mâini, da, uit, da. De acord, uiți, nu știi, nu faci caz. Subconștientul nostru e obișnuit într-un fel. Noi mai suntem obișnuiți să știm noi să ne spălăm și să fim igienici de fiecare dată când punem mâna, mai ales pe bani. Că eu unul consider printre cele mai murdare lucruri de pe pământul ăsta. De câte ori nu pui mâna pe bani, paralel, faci mâna în gură. Lucrul ăsta nu este ok, nu e indicat. Și într-un fel sau altul ne și învață să fim un pic mai igienici. Să ne spălăm pe mâini când punem mâna pe bani. Când mergem în supermarket, punem mâna pe toate cărucioarele alea. Pe căruțul ăla care ai pus tu mâna, poate doar ce-a pus un domn mâna, care s-a scărpinat nu știu unde, în anumite zone. Că poate unea spune acum, e prea exagerat. De ce prea exagerat? Că suntem oameni, suntem ființe, e normal să ne... Chiar acum trece o coloană de poliție cu, văd numai mașini străine. Probabil îi duce din județ în județ, în predea să-i ducă în carantină. În fine, că domne, că prea exagerăm, dar nu, suntem oameni și ne scârpinăm, că fără să ne dăm seama și e scârbos să pui mâna pe un lucru când acel cineva a făcut ceva și tu să stai după, pui mâna pe alea și mă te întreb de ce apar anumite boli. Păi, iaca. Deci, într-un fel sau altul, consider că ne și învață un pic să fim mai igienici. Lucrul ăsta îl consider bine. Poate și după ce va trece lucrul ăsta, putem să învățăm câte ceva. Inclusiv prin simplu fapt că la nivel mondial se ia o pauză și pământul ăsta mai ia o pauză de la atâta poluare, mașini, diverse lucruri. Că na, ne cam batem joc un pic de multe lucruri de pe pământul ăsta, dar ăsta este un alt subiect care îl voi discuta într-un alt clip. Părerea mea este că asta. Trebuie să avem grijă un pic de noi. Nu trebuie să aplecăm urechile mult în stânga și în dreapta. De ce? Că a apărut, că a făcut, că a adres, că-i de la rata, ne interesează. De unde a apărut? Noi suntem niște victime
cu o tablă de șah care se joacă, uite așa, cu noi, fiecare cum vrea. Iar dacă stăm să ne gândim că de ce, că așa nu rezolvăm absolut nimic. Și chiar dacă am ști adevărul, unul ca noi, un terchea perchea de ăsta, vai steaua lui, care știu eu adevărul, ți se dă imediat peste botaj din gură, că nu trebuie. Pentru că pe tema asta, așa cum am spus, pe virusul ăsta, că a fost dat, că a fost creat, indiferent, nu mă interesează pe mine lucrul ăsta, eu privesc partea elaltă. Bă, trebuie să am eu grijă un pic de ceea ce se întâmplă. Așa, să mă feresc, să am grijă, să fiu mai igienic, să evit niște contacte cu niște persoane care au venit de afară sau locurile aglomerate, rest atâta tot. Nu mă duc în Kaufland și iau jumătate de Kaufland acasă, gata, intru în panică, mă închid în casă și mai ies la anul, așa, și diferite lucruri. Nu ascult ceea ce se spune la televizor, ascult decât când mai dă câte o lege, câte o ordonanță. În mare parte cam atâta, când aud cifrele alea, 1000, 2000, 700, morți peste noapte, mai îndată moare unul de bătrânețe, de ce a murit de corona? Prea de tot, prea de tot. Nu că vreau eu să fiu ăla care nu crede nimic, dar mă iau și așa în mintea asta, cât mă duce pe mine capul, iau și niște lucruri esențiale. 24 de ore la nivel, nu mondial, național, doar pe România. Câți oameni mor din 18-17 milioane cât suntem de oameni? Câți oameni mor pe zi? De diferite motive, accident, i-a stat inima, pocnit o venă în cap, a murit, l-a bătut, l-a omorât. Diverse motive, câți oameni nu mor? Mor foarte mulți oameni pe zi. Dar lucrul ăsta nu ne ținea pe noi nimeni la curent să ne zică tot timpul Andreea Esca la știri, știți, astăzi au murit 50 de oameni. De ce? Păi începem. Unul de accident, al doilea de cancer, al treilea i-a stat pulsul, al patrulea l-a omorât ghiță într-un sat că s-a bătut că era beat. Al cincilea, nu o să stea să ne zică nimeni și nu ne-a spus și nu ne-a informat niciodată pe noi lucrurile astea, că au murit atâția oameni în 24 de ore sau în 48 de ore. Nu! Chiar citeam undeva că se spune că undeva la nivel mondial, nu mai știu acum dacă am înțeles bine sau dacă greșesc, că undeva la fiecare 3 secunde moare cât un om. De diferite motive și la 2 secunde parcă se naște câte o ființă, un copil. Nu trebuie să aplicăm prea mult urechea în stânga și în dreapta, pentru că riscăm să ne influențăm cu niște informații proaste și exagerate și putem să facem niște alegeri în viața noastră bazat pe ceea ce noi am văzut, ceea ce am auzit. În ziua de azi multă lume, am auzit eu, dar ce ai auzit tu? Când aud lucrul ăsta, am auzit eu, dar am citit eu, dar am văzut eu. Și eu aud și eu, dar încerc și eu să îmi fac o părere, poate pe ăla îl cred, pe ăla nu-l cred. Nici pe mine nu trebuie să mă creadă cineva, nu trebuie să, vai, eu le știu pe toate. Nu, asta este o părere. Cineva care poate să vadă clipul ăsta și să fie de acord cu ceea ce am spus eu, iar la rândul lui poate să povestească ceea ce eu am spus și el să zică, am văzut eu la unul pe YouTube, dar până la urmă și eu ce știu eu, vreun adevăr? Nu, este tot părere. Dar nu trebuie să ne bazăm pe ceea ce spune unul și altul. Ascultăm și încercăm să extragem esențialul. Nu absolut tot ce zboară se mănâncă. Cam asta a fost părerea mea. Trebuie să avem grijă de noi, să fim precauți, să fim calmi, nu panicați și să profităm și să ne bucurăm de timpul ăsta care îl petrece cu familia. Deoarece după iar intrăm în priză. Muncă casă, muncă casă, stres, pac, tot, ne reluăm activitățile. Pa.